Distracție încheiată cu reținere în comuna Negomir, un tânăr de 21 de ani din Rovinari a ajuns aseară în arest sub acuzația de tentativă de omor după ce și-a lovit prietenul de pahar cu un baston de biliard, până când a leșinat. Victima se află în stare gravă la spitalul din Craiova. Agresorul se întorsese recent din străinătate și se pregătea să plece din nou la muncă peste hotare. Părinții săi sunt în stare de șoc, mai ales că acesta nu le-a creat niciodată probleme. Ce ai făcut? De ce ai dat cu bâta în cap? Ce ți-ai făcut? De la ce v-aș certat? De la ce a pus mitorul? De la muzică. Vroiai manele? Da. Și el ce-a făcut? Schimba muzica. Și te-a deranjat? Îți pare rău? Da. L-ai lovit rău? Erai sub influența alcoolului? Da. Scandalul a avut loc ieri în comuna Negomir. Cei doi tineri au început să se certe într-un bar din localitate după ce s-au așezat la aceeași masă. Scandalul a pornit din cauza manelelor, în timp ce agresorul asculta melodia sa preferată, victima s-a gândit să o schimbe. Inițial, Ionuț Mornea nu a avut nicio reacție, însă în momentul în care bărbatul de 31 de ani a plecat afară, acesta l-a urmărit și a dat cu tacul în cap. Acum procurorii cer arestarea preventivă a acestuia pentru tentativă de omor. Părinții agresorului sunt în stare de șoc. Altercația l-a costat libertatea. Nu e un copil violent, din contră. Dacă avea ceva, împărțea cu absolut toată lumea. Deci nu știu ce s-a întâmplat efectiv. Mi-a zis că coboară la o cafea la barul vecin și nu știu cine l-a luat, unde au plecat, ce au făcut, că dimineața m-am trezit cu poliția la mine la poartă. Victima a fost transportată de urgență cu ambulanța la Târgu Jiu, însă ulterior, pentru că starea de sănătate s-a agravat, a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Craiova. Legiștii spun că leziunile care i-au pus în primej de viața necesită pentru vindecare până la 100 de zile de îngrijiri medicale. Tânărul reținut nu se află la prima abatere. Acesta a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism BMW pe drumul județean din comuna Negomir, fără să aibă permis de conducere.